Bună dimineața tuturor! Iată că toamna a venit pe bune. Soarele nu va mai fi atât de generos, iar ploile se vor semnala în aproape toată țara. Valorile termice vor scădea semnificativ și, în special în estul țării, va fi mai rece decât în mod normal la această dată. Ploile vor fi torențiale, iar cantitățile de apă însemnate. Începem cu partea de nord-vest a țării, cu zona Maramureșului, unde astăzi se anunță ploi atât în Baia Mare cât și în Satu Mare, iar temperatura maximă se va încadra între 21 și 22 de grade. Valorile termice au scăzut foarte mult în comparație cu săptămâna trecută și în Crișana și aici soarele va lua o pauză, va ploua, iar temperatura maximă se va încadra între 21 și 22 de grade. Vom avea nevoie de umbrele astăzi și în Banat, atât în Timișoara cât și în Reșița. Ploile vor fi însoțite de descărcări electrice, iar temperatura maximă va fi cuprinsă între 20 și 21 de grade. În Oltenia, din păcate, nu am vești mai bune. Astăzi se anunță ploi pe tot teritoriul, după cum vedem, însoțite de descărcări electrice. Temperatura maximă se va încadra între 21 și 22 de grade. Ploi pe tot teritoriul Transilvaniei, după cum vedem, vreme închisă, vreme gri și răcoroasă în comparație cu zilele trecute. Temperatura maximă se va încadra între 17 grade în Miercurea Ciuc și 21 de grade în Alba Iulia. Spuneam mai devreme că în estul teritoriului țării va fi foarte frig în comparație cu zilele trecute. Astăzi valorile termice vor scădea foarte mult, va ploua, iar temperatura maximă nu va depăși 13 grade în Suceava și 19 grade în Galați. Precipitații astăzi și în Dobrogea, atât în Tulcea cât și în Constanța, o vreme închisă, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice plus intensificări ale vântului. Temperatura maximă se va încadra între 21 și 24 de grade. Vreme închisă, ploioasă și intensificări ale vântului și în Muntenia. După cum ne anunță meteorologii, veți avea nevoie de umbrele pe tot parcursul zilei. Temperatura maximă se va încadra între 19 și 25 de grade. În capitală de dimineață se înregistrau 17-18 grade, iar temperatura maximă nu va depăși 21-22 de grade. Astăzi vremea va fi mai rece decât zilele trecute, va ploua, iar vântul va sufla puternic. Cam atât despre vreme, să aveți un început de săptămână excelent. Mulțumim tare mult!